În vara anului 2017, Guvernul României a aprobat o ordonanță privind înființarea organizațiilor de management al destinațiilor. OMD-ul, reprezentând singurul mod judicios de gestionare integrată a unei destinații turistice. Ba mai mult, în 2018 se și adoptă o ordonanță de guvern privind înființarea acelorași OMD-uri. Numai că guvernanții au uitat să stabilească și normele metodologice de aplicare a legii. Abia la început în lunii aprilie acestui an, adică după 5 ani de la prima ordonanță, guvernul decide înființarea a 8 organizații de management al destinației, necesare pentru dezvoltarea turismului cu bani din PNRR, proiectul de ordonanță fiind supus dezbaterii publice. La întâlnirea ministrului Daniel Cadariu, desfășurată săptămâna trecută la Deva, reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc au reproșat ministerului că tergiversează aprobarea respectivei ordonanțe, întârziind astfel și atragerea de fonduri de investiții din PNRR. Astfel de amânări trezesc suspiciuni cu privire la favorizarea unor băieți deștepți din turism care au pus deja ochii pe banii europeni. Din partea FPTR, singura federație patronală reprezentativă la nivel național, există o mare nemulțumire. Deși în ședința de ieri, pe ordinea de zi, era pusă ordonanța de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea actelor legislative care reglementează înființarea OMD-urilor, avea toate avizele, inclusiv Comisie de Dialog Social, Comitet Economic Sectorial, totul la presiunile Alianței pentru Turism al lui Dragoș Anastasiu, un special, care a venit la domnul Ciucă, însoțit de reprezentanții ai Forumului Democrat German și de Coaliția pentru Dezvoltarea României, au reușit să amâne. Au încercat să o scoată de pe ordinea de zi, lucru care ar fi fost ilegal, dar au reușit pe un motiv pueril să amâne aprobarea acestei ordonanțe de urgență a Guvernului, vitală pentru dezvoltarea turismului, dar mai ales vitală pentru cheltuirea cum trebuie a câtorva sute de milioane de euro din PNRR, pe care au pus ochii niște băieți, să spunem așa. Concret, ce înseamnă, ce pierdem cu această amânare? Pe lângă timp. Timp care curge în defavoarea noastră în turism, pierdem cadrul legislativ pentru a da drumul pe modelul european la dezvoltarea turistică și pentru a lua banii din PNRR. De cealaltă parte, ministrul turismului consideră regretabilă amânarea respectivei ordonanțe și crede că va fi aprobată în această săptămână. Daniel Cadariu susține că nu se vor pierde nici bani și nici timp în contextul în care formalitățile pentru accesarea de fonduri din PNRR, mai mici în opinia ministrului decât cele avansate de patronate, trebuie finalizate până la data de 30 septembrie. Autoritățile locale, pentru a ne da posibilitatea să luăm contact și cu autoritățile locale, mă refer la localitățile individuale, și cu operatorii privați, fie din turism, și cu mediul de afaceri, pentru a afla probleme locale specifice și pentru a oferi răspunsuri acolo unde le avem pe loc, unde nu le vom transmite în scris. Pentru a avea o imagine de ansamblu la nivel național, avem nevoie de lucruri specifice fiecărei zone pe care noi să le avem în vedere atunci când abordăm la nivel unitar un domeniu sau altul. Fie că discutăm de mediul de afaceri, fie discutăm de investiții străine sau de turism. Deci la momentul acesta ministerul nu are o idee de ce să facem turism în România? Dar nu despre... Nu asta spun. Există o strategie, se lucrează la una nouă, pentru că lucrurile evoluează odată cu trecerea timpului, dar atunci când faci o strategie, dacă discutăm de strategia pentru turism finală, este foarte sănătos din punctul meu de vedere să ai feedback-ul local. Să nu te bazezi doar pe informațiile care îți vin la centru, ci să vii tu în teritoriu după ele. Feedback-ul local este următorul. Mediul privat este blocat de administrație, în general se deschid locații foarte greu, se pun foarte multe taxe și ca atare mediul privat nu este foarte, să nu zic blocat, nu este foarte susținut de partea de administrație, de partea de funcționării. Este opinia dumneavoastră. De asta am ajuns astăzi, acum aici, astăzi aici, tocmai pentru a afla de la operatori detalii. În momentul în care voi termina întâlnirea, dacă doriți, voi trage și concluzii.
Patronatele sunt nemulțumite pentru amânarea OUG-ului de ieri din ședința de guvern. Spun că se pierd niște bani importanți din PNRR. Ce s-a întâmplat? Când se va reveni? Bun, nu e un lucru care să ne bucure neapărat amânarea, sper eu, doar pentru o săptămână, însă nu riscăm nimic. Pentru că noi, ca și minister, dacă discutăm de constituirea OMD-urilor, noi am făcut lucrurile în avans. Termenul prevăzut în PNRR pentru acest jalon este 30 septembrie. Noi tocmai pentru a câștiga timp și a ajunge la etapa în care să utilizăm cei 10 milioane de euro pe care îi vom putea utiliza pentru constituirea OMD-urilor regionale, am accelerat lucrurile. Deci nu riscăm nimic. Cele 8 OMD-uri regionale sunt Banat Crișana, Bucovina, Dobrogea, Maramureș, Muntenia, Moldova, Oltenia și Transilvania.